Well, hello! Ce mai faceți voi astăzi? Ce mai ziceți în această zi minunată de august? Cine știe când ajunge la voi clipul ăsta? Poate tot în august, poate e un miracol, dar poate ajunge în septembrie, în octombrie, who knows? Dar eu vă filmez acest haul. De fapt e un unboxing, adică, nu-mi place să zic asta, dar lumea zice aici dezboxare. Dezboxare mi se pare... Nu intru în subiectul ăsta. Adică desface niște cutii. Descutiere, mai zic unii. Nu există aceste cuvinte, fraților. Nici unboxing nu există în limba română. Sunt conștientă, dar măcar are un sens în limba engleză. Hai să vedem de la cine sunt, pentru că am... Da, să numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Stai că ăsta n-are ce cu... 7, 8, 9, 10! 10 care și întrece de parfumuri în aceste sacoșele foarte drăguțe de la Dubai Collection. Am fost recent la sediul lor, au fost foarte drăguți și m-au chemat și am plecat de acolo cu portbagajul plin. Nu numai eu, și Raluca și Cristi, pentru că au fost și ei. Cred că am apărut pe clipul Raluca-i pe vlogul ei, că ea face vloguri săptămânale și parcă m-am văzut pe acolo. Deci o să mă vedeți și pe mine dacă vă uitați la ea și știți de chestia asta. Ei cred că deja au făcut treaba asta, dar mie mi-au veșnicie să mă pun aici și să filmez. Hai să vedem. Intrăm în ele rapid pentru că na, facem un fel de prime impresii, pentru că eu le-am mai mirosit și acolo, că de asta le-am și ales. Dar trebuie să-mi amintesc ce-am ales mai exact, pentru că nu mai știu. Și hai să vedem. Oud Simple de la My Perfumes Autori. Nu știu nimic. O să mă uit și pe site să vedem dacă sunt trecute și din ce parfumul inspirat. Asta mă interesează, sunt acestea. Hai să vedem. Ia, hai că desfac așa. Și dăm pe jos. Ăsta e ăla de mi-a plăcut. Ăsta e ăla de m-a dat gata. Nu mă așteptam. Ne-am văzut sticla, am zis. Măi, eu nu știu. Nu știu dacă... dacă e pentru mine chestia asta. Are și o bucățică de ud, vezi, domne, aici. Bine, s-a mai făcut chestia asta, nu e o chestie nemai făcută și nu mă mai... Dar nu m-a încântat niciodată chestia asta, trebuie să recunosc. Doar că da, arată, îi dă un vibe interesant. Sticla arată cam așa, foarte mișto culoarea. Culoarea asta îmi place, adică o prefer, pentru că știu că e o vanilie mai... maturată, să zic așa. Adică un parfum... În care vanilia asta ceva timp s-a mai oxidat, că de asta are culoarea asta, dar cine știe, hai să vedem acum. Capacul îmi place, numai că acest lucru care se desface de aici o să se piardă în timp, adică nu cred că o să rămână pe sticlă. Hai să vedem. N-am blotere. Și am vrut să iau blotările de dincolo, dar acum nu mai pot duce dincolo pentru că torn copiii și trezesc. Mă dau pe piele? Hai că încerc să mă dau pe piele. O să mă fac cu toate. Da. Așa. Aici m-am dat cu Oud Simple. De la Autori. Cred că ăsta este brandul. Din nou, așa arată sticla. Și mă, mi-a plăcut că e un fel de... Da, este arabescul acela cu ud. Dar nu e numai asta. E și buzi, e super lemnos. Lemnos, are ud, normal că e lemnos. Mă rog, are ud. Are note, adică așa e pe hârtie cu ud. Vă dați seama că nu mă îmbăt cu apă rece, crezând că ăsta, dacă costă cât costă, are el ud adevărat din, nu știu, din Laos, din nu mai știu unde. Hai să nu ne îmbătăm cu apă rece. Sunt totuși niște parfumuri care costă cât costă și mă îndoiesc. Dar, lăsând asta deoparte, îl simt foarte lemnos, buzi, greuț, dar în același timp foarte bun de toamnă. Că acesta la toamnă să fie atât de cozy,
E așa, îți dă impresia de parcă ai intra într-o cameră care e panelată așa cu lemn, lemn din acela negru, așa, aproape negru, de mahon. Toată mobila e tot așa în culori închise, culoarea coniacului, culoarea asta din lichidului din sticlă. Nu știu, te duce cu gândul acolo, la un soi de cameră în care intri sau poate și, nu știu, o cabană, o ceva în care intri și... Și tind să cred că am ceva mai gros pe mine decât sunt acum, adică clar nu merge pe 40 de grade acest parfum. Unii zic că pe 40 de grade și au dreptate oarecum, în anumite condiții de umiditate, desigur, udul merge foarte, foarte bine. Și da, înțeleg de ce e folosit în anumite culturi, dar e vorba de obișnuință și de anumite condiții de meteo care se respectă acolo și mai puțin la noi, unde umiditatea e cam... Da, Oud Simple m-a câștigat, a fost o reacție din aia, din străfunduri, să zic așa. Nu m-am putut ascunde, eu mie când îmi place ceva, chiar îmi place ceva și se vede pe fața mea. De asta nici nu pot să fac eu reclame din alea, vai, vai, cât de bun e asta, și eu de fapt să cred că e o porcărie, n-am cum. Nu mă lasă fățuca, nu. N-am cum. Așa, nu că aș vrea. Ce mai avem aici? Nu m-am uitat pe telefon să vedem Oud Simple dacă e asemănător cu ceva. Stați un pic. Și o să vă las aici, ca să nu uit, că pe mă uit, mă iau cu altele. Codul meu, dacă vreți să cumpărați ceva de pe Dubai Collection, aveți, cred că LA10, acum e 10% reducere, dacă nu mă înșel. Oricum, îl las undeva scris aici, aici. E informația corectă, ce zic eu acum poate e greșit, dar nu cred. LA10 era codul acum. Toată lumea are, toți cei de pe YouTube au 10% acum. Da, de la Otori. Și este ADN original, zice aici, lemnoase orientale. Ce are aici? Pimentos, șofran, trandafir, da, agarwood, caramel, paciuli, floral, notă de bază, mosc, ambră și tămâie, cred. Da, tămâie. E foarte interesant. Și ca alternativă bună, Oud Alpha Kama. Nu-l știu pe acesta. E interesant că scriu asta cei de pe Dubai Collection, nu scriu doar din ce inspirat sau îți dau și alternative, tot de la ei de pe site, desigur, dacă îți place ăsta, o să-ți placă și, știți cum face și Fragrantica. Deci da, Oud Simple, me like it a lot. Hai să vedem ce mai avem aici, că deja au trecut 9 minute și că n-am desfăcut decât un parfum. Doamne, de ce trebuie așa și eu ce fac aici, ce fac? Mi-am mult timp să cutiez. Asta știu după ce. Hai să vedem dacă ghiciți. Mi-a luat ceva timp să ghicez, de fapt, mă rog, hai să nu fiu. Mi s-a spus. Acesta este Nayel Oud de la Arabiat. Arabiat este un, din câte am văzut, este nou pe Dubai Collection, acest brand. Și îmi place foarte mult. Tot ce am mirosit de la ei, mi-a plăcut. Acesta este după Tuxedo de la YSL, cred. Făcut, să fie ca inspirație, desigur. Și vedeți eu oarecare asemănare la sticlă, dar are acest leu, nu știu, această pisică desenată, pentru că e Arabiat, prestij, la. Nayel Oud. Hai să vedem. Îl dau pe mâna dreaptă, că n-am plotele. Cum e? Păi da, e nou. Mamă, da, am prăștiat ceva. E foarte, foarte piperat. Mamă, cât piper. Mi-amintește de Montal Intense Pepper, dacă l-am zisit pe acela. Știți la ce mă refer. Foarte piperat. Hai să vedem ceva note de pe site. Pentru că deocamdată nasul meu este în piper acum. Nu mai simte altceva decât piper. YSL Tuxedo și costă 175 de lei. Dacă uit să vă zic din gurița mea, o să vă afișez prețurile.
175 de lei pe Dubai Collection și avem așa. Hai să vedem. Acord de frunze de violetă, boabe de piper roz, la greu, piper roz la început e... Hai că poate să mă liniști, da, doamne. Ulei de bergamotă, ulei de trandafir, acord de lăcrămioare, aici nu pot să zic că simt lăcrămioare, lemn de cedru, da. Deci cedru și piper. Cam asta se simte, lemn și piper se simte la greu. Ambră în bază, vanilie de bourbon, da, și o vanilie normal că e după oaie să-l taxido și nu. Paciuli și ud. Trebuie să recunosc că udul în acesta l-aș pune pe ultimul loc, pentru că nu e ce te izbește prima dată. Te izbește clar mult piper, ca în intense pepper, adică dacă ați mirosit vreodată montal intense pepper, știți la ce mă refer, aproape căstrănuți. Și mie îmi place mult piperul, parfumul, dacă vă place și vouă. Trandafirul nu pot să zic că îl simt, lăcrămioare nu, lemnul de cedru da. Acum mai simt și ceva pudrat, da. Boabe de piper roz și ulei de bergamotă. Bergamota nu pot să zic că o simt atât de mult. Vanilia de bourbon, da, se simte. La un moment dat când se liniștește, știu că l-am tot simțit pe mine. Dar este un elegant, la fel ca Whistle Tuxedo. Și pentru 175 de lei, eu știu că Whistle Tuxedo acum se găsește mai greu sau... Nu se mai găsește deloc. La un moment dat, cred că era ultima mea șansă să-l iau și am zis că nu-l iau. A fost cam fraieră. Și acum nu cred că se mai găsește. Nici Baby Cat la noi nu prea se găsește decât dacă te strofoci mult de tot. Pentru că e la mare căutare și în America, din câte știu. Dar acum nu vorbim de Baby Cat, că de Baby Cat avem clone pe Dubai Collection destul de bune. V-am și vorbit despre el. Dar acum vorbim de Arabiat, acest nou brand, care m-a zis, mie îmi place. Primul pe care l-am milosit la ei a fost Nayel Wood și am zis, da, clonă YSL Tuxedo, come to mama. Așa. Bun, ce mai avem aici? Mai avem, scudo electric. Hai că asta știți după ce e. Adică mi-am imaginat că e după la Nuit de l'Homme Blue Electric. Știți parfumul acela care a nebunit toți bărbații, doar că persistența lui este jalnică. Dar miroase. Ăla e parfum de date, clar. Și cred că și Cristi la noi tot așa. Pentru că eu acolo îl văd purtat cel mai bine la date. Și acesta arată așa. Da, este... La aspect nu e. Nu e cel mai cel. Dar la miros, de asta l-am și luat. Că e altceva decât... La aspect zici că este un Dior Sauvage, sinceră să fiu. Cel dă de gol este această nuanță de albastru, acest degradé de albastru. Se vede foarte puțin pe cameră. Dar în lumină, dacă ții, se vede bine. La mine, aici, pe viu, se vede bine. Scudo electric. Scudo. De ce l-o fi denumit Scudo? Nu știu. În fine, mie îmi place să... Nu, n-am nimic cu ei, dar mie îmi place câteodată să mă bag în mintea lor. Ce au gândit că au zis Scudo? Scudo? Speedo? De la ce vine Scudo? În fine. Că e vorba de la Nuit de l'Homme, Blue Electric. Am înțeles că am pus electric ca să te facă, să te duci acolo. Da, Scudo? În fine. Scudo e un freshie. Nu știu dacă să-l dau. Să-l dau așa. E un freshie. Dar dulceac cu cardamom. Deci e și fresh și dulceac. Asta e interesant, că e... Miroase la acela de bărbat care miroase bine. Destul de sexy. Că cardamom pe un bărbat stă foarte sexy. Nu numai pe un bărbat. Eu l-aș folosi pe acest Scudo electric. Și la persistență asta e, că nu vă pot spune mare brânză, pentru că și atunci când m-am dat cu ele la Dubai Collection, vă dați seama că s-a făcut un carcalete acolo de nu mai știam ce și cum a rezistat. Ceva mi-a rămas în nâr, dar nu mai știam ce parfum e ăsta. Că m-am dat cu 100 și acolo, vă dați seama. Și na. Deci nu vă pot spune sigur persistența, la persistență cum stă Scudo, dar la miros. Scudo este, v-am spus, pe acolo, cu cardamom, freșie și ea. Scudo și ca... scufo am scris. Și ca ca inspirație, am vrut să zic, ca inspirație este YSL la Nuit de l'Homme Blue Electric. Bun. Note, Clary Sage, Pineapple, spicy, spicy mai puțin. Dar are dulceața din pineapple...
Mă, da, eu parcă simt și ceva. Cardamom. Poate de aici e spiciness. Poate ăsta vrea să zică spiciness-ul, dar clar simt cardamom aici. Cedarwood, florale, lavandă, ambergreen, bază, tonka și vanilie. Deci, salvie. Salvia e cea care dă aspectul acela de bărbat bine. Și gândim noi că ar fi un bărbat bine, proaspăt, îngrijit, știți, s-a dat cu smacul, cu chestii, cu trestii, se duce la un date. Și miroase și fresh and clean, dar și un pic dulceag. Ceea ce este... este o formulă bună pentru un date, zic eu. Au, așa, ce mai avem aici? Jazeera! Nu, Jazeera! Hai să vedem, hai să vedem, hai să vedem. Până desfac eu pe ăsta, mai trec 13 minute. Așa, 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 așa. Știu că fac aici, nu știu, sau pe jos, sau cumva, nu știu, cred că o să arunc pe aici numai cutii și chestii. Ăsta e ăla pudratul drăguțul, pudrat fructat drăguț. Asta mi-a plăcut, am zis că e nice de birou, țin minte. Și nu eram prea, adică nu eram atât de hotărât încât să-l iau, pentru că am zis să mă, totuși, să mă mențin la 3-4 parfumuri. Am zis că e arhi suficient, adică și unul e la arhi suficient. Dacă alegeam unul, care o fi fost oare? Vă zic la final, vă zic la final. Dar cei de la Dubai Crush și-am zis, ia și pe ăsta că am văzut că-ți place. So, take it! Și am zis, ok. Îmi amintește capacul de cele de la Mirage. Cumva, au același tip de capac și acesta este, hai să dau un pic aici, acel parfum floral, foarte fructat în primul rând, fructat, ușurel, de domnișorică, floral, roz, așa, parcă vezi un nor roz, bun de adus la birou. Îmi amintește un pic de Delina, deci are aceleași fructe așa mai zemoase, dar nu are... Are și trandafir, normal, dar nu e chiar Delina și nu e atât de agasant ca Delina, după părerea mea. E mai ușurel, mai bubbly, mai fizzy decât Delina, un pic așa, dar tot genul ăla de ADN cu trandafir și ceva un fruct zemos alături. Acum, dacă mă înșel, mă înșel. Ia. Da, aici scrie ADN original. Acum, se inspiră el din ceva. Pară, măr verde, piper roz. Începe bine. Esență de trandafir, trandafir de damasc, magnolie, violetă, șofran. Lemn de santal, chihimbra și mosc. Da, e o bază clar moscată, că totul e light, așa e curățel. La început vezi multe fructe, eu vedeam, sinceră, să fiu în loc de para aia ceva fructe roșii, dar... Da, mă scuzați pentru această întrerupere. Da, copiii mai strigă în somn. În fine. Deci pară, măr verde, v-am zis, eu vedeam ceva fructe mai roșii, mai suculente. Ce în Delina ish, pentru că simt același. Deci asta dacă nu copiază Delina, eu sunt Papa Pius de la Roma. Pă bune, zice că ADN original. I don't know what to say, poate n-au știut să treacă aici, dar eu cred că asta este prea asemănător cu Delina. Numai că e un Delina mai... fresh, e un Delina la roze sau cum era ăla, că nu mai știu, că au apărut mai multe Delina după aia, mai știu că e unul mai transparent, într-o sticlă transparentă, ceva mai light, un Delina mai light, cred că după acela e. Hai să zicem Delina la roze, că ăsta este ceva de acolo. Bun, hai să vedem ce mai avem aici, ce mai avem aici, mai avem un ulei, ăsta vă spun ce este, ulei de la Rogue. Mi-a dat pentru că mi-a plăcut foarte mult și este uleiul după Lost Worlds, adică după, da, Imagination. Avem aici pentru că Imagination e pe buzele tuturor. E lumea obsedată de Louis Vuitton Imagination și pe bună dreptate și e posibil ca și subsemnata în curând să se ducă acolo. Îmi trebuie mie un Vuitton de nu mai pot. Nayel Her Majesty, tot de la Arabiat. Și avem așa sticla.
gata, știu după ce e, după un YSL, Black Opium, dar nu mai știu care din ele. Black Opium, cel cu cafea mai multă, dacă nu mă înșel, vreau să zic Extreme, dar o să vedem. Dacă zice și după asta din ea original, nu e. Nayel Her Majesty, de la Arabiat, așa arată, este eticheta roz, cel cu eticheta neagră e după Tuxedo. Hai să vedem. Căutăm mai întâi, dar hai să-l mirosim mai întâi, totuși. Cam ploicică, așa. Poate, da, zic că nu. Da, e clar de Black Opium, că recunosc ADN-ul ăsta. Și dacă mă trezești noaptea în somn, ți-l recunosc pe ăsta. Adică tot ce am eu și a fost cândva mult iubit de mine, a fost și ăsta. Printre, na, Alien, Insolence și toate alea a fost și Black Opium la un moment dat. Și na, nu poți să nu ai în sânge, cumva. Dar e, cred că originalul Black Opium, nu? Cred că e cel cu cafea neapărat. Că nu simt atâta cafea. Hai să vedem. Cum se numește? Nayel Her Majesty. Tot 175 de lei, ca să știți. Pe Dubai Collection și scrie ADN original, mai lasă-mă, no. Cred că nu au scris la toate din ce e inspirat, n-au apucat să scrie, pentru că nu, asta nu e ADN original, nici să mă pici cu ceară. Pară scorțișoară mandarină, no freaking way, no, simți vanilie și un pic de cafea, cum e în Black Opium. Solar, note de mijloc, solar, da? Iasomie, sambac, da. Floare de portocal, să zicem, e ușor mai pudrățel. Da, simți și floarea de portocal, simți și ușor de tot cafea și multă vanilie. Deci este, după mine, Black Opium. Acum s-ar putea să fie cel cu mai multă cafea, dar eu nu cred, că l-am mirosit pe extrem și ăla, un ala chiar se simte cafea. L-am luat mai mult că am zis, hai să nu las singur pe Tuxedo, dacă era după mine asta, nu știu dacă venea chiar cu mine, dar am zis bine, fie. Și cei de la Dubai Collection au fost drăguți să mi-l dea. Știți de ce nu l-aș fi luat? Pentru că am deja acasă Black Opium și m-am cam făcut seama că mi s-a luat și mie de ADN-ul ăla atâta timp folosit. Dar acesta nu e răuț. Poate peste Black Opium original ar da mai mult umf parfumului și mi-ar schimba un pic, stai să mă obișnuiesc așa un pic cu el și să vină toamna, pentru că acum e vara, nu prea îmi vine să mă dau cu așa ceva, dar va veni și toamna. Așa, ce mai avem aici? Caramel Macchiato de la colecția asta cu cafea, Coffee Collection. Știți că eu mi-am luat unul care nu m-a dat pe spate, ceva Irish Coffee, știți? Tot când văd Irish Coffee, eu mă duc spre Irish Coffee, adică nu există altceva. Și când am văzut Caramel Macchiato, am zis, Caramel Macchiato sau Irish Coffee? Irish Coffee it is, because I like the booziness. Dar Irish Coffee nu m-a impresionat, poate aveam eu pretenții mult prea mari să simt Irish-ul ăla și s-a simțit foarte puțin. A ajuns la una dintre voi, cea care a câștigat, l-am pus acolo, am zis, poate îi place. Nu știu, nu mi-a zis nimic de el, dar acesta chiar e cred că cel mai bun din gamă. Care m-a machiat, doamne, cât de grea e sticla asta, pot să transform în armă albă. Bun, cam așa arată, ca toate sticlele din această, foarte mișto, mie îmi place sticla asta, doar că, doamne, cred că are un kill. Cred că baza asta sau ceva. Sinceră să fiu, dacă îl terminau aici și nu avea chestia asta albă și era doar așa, nu așa că arată mai bine, nu așa că arată mai premium, nu așa că arată mai cumva, schimb baza asta e de... Degeaba. Hai, e Fragrance World, da. Nu e Emir, e Fragrance World, cei de la Fragrance World. Capacul nu e rău. Da, știu deja sticlurile astea. Hai să vedem, mă dau pe mâna asta la altă. Facem carcalete azi pe piele, da. Pentru că n-am blotări, nu le-am luat. Că de ce să le iau? Ma! Cafea? Da, o cafea mai
iute, pot să zic asta, mai iute, mai verde în același timp, iute și verde, dar cred că câștigă iuțeala cafelei aici. Și apoi, de-abia apoi simți o, nu știu, ceva, un lactonic, o frișcă, o ceva și un caramel. Dar caramelul nu pot să zic că e pe, chiar pe primul loc aici. Cafeaua, după mine, primează. Prima dată te izbește cafeaua. Care e verde și iute așa un pic, parcă spătunde așa în nări și în aer așa. Parcă simți tot aerul că a căpătat mirosul ăsta. E foarte, foarte mișto. Mie mi-a plăcut foarte mult și ăsta am zis, clar, ăsta vine cu mine, pentru că din gama asta, pe ăsta treia să-l comand, dar eu le-am luat fără să știu. Am luat după nume, așa, și nu am știut exact, dacă știam și le miroseam. Caramel macchiato. Da, este ADN original. I doubt it, pentru că mă duce cu gândul la Coffee Addict de la Calotinis. Un pic Coffee Addict și un pic Acrowake pe acolo băgat, dar nu, Acrowake e în altă direcție, în altă ligă, să zic așa. Da, Coffee Addict de la Calotinis, da, și ușor Ristretto, un pic de Ristretto, da, hai să zicem. Avem așa, cappuccino, lemn de cedru de Virginia, paciul indonezian, vanilie, caramel, ambro. Ah, și note de vârf, prune și curmale. Poate partea verde de acolo o simt, dar toate că prunele ar trebui să fie altfel, mai dulci. Nu pot să zic că simt prunele și curmalele primele, nu, pe mine mă izbește cafeaua în acest caramel macchiato, apoi partea un pic iute verde așa, nu știu, cafea iute verde, eu așa o văd, și caramelul din ea și vanilia, desigur că vanilia trebuie să fie acolo cu toptanul. Și este foarte bun. La ce preț? Ce preț? Că am sărit peste preț. 159. 160 de lei. Eu zic că nu e deloc o achiziție rea la prețul ăsta și dacă persistă cât cum e acum pe pielea mea, e ceva. Ma, încă ceva de la Arabiat, dar trebuie să vă arăt și aceste aceste pungi. Vedeți ce drăguțe sunt și pungile de la Arabiat, că a avut foarte multe pungi, au venit și lui cu pungi cu tot. Și a fost foarte încântat să ne dea. Și asta este de la Arabiat, Prestige Hipnotic Vanilla. Oare după ce e? După lumea așa, mă duce cu gândul la ceva. Dar hai să nu-mi dau cu părerea până nu miros. Și până nu-l desfac aici, ca să vedeți și voi, dar la unboxing-uri așa se face, cu zgomot. Wow! Stai! Wow! Ma! I need to show you this! Trebuie să vă arăt asta. Uitați aici! Uitați aici! Doamne, tată mare! Ei vor să se întreacă unul pe altul, să facă cei de care sunt pe Duravai Collection, ca firme, ca branduri, se întrec să facă cea mai mare cutie, să o vedem din lună, de pe lună. Da, e ok. Da, așa arată parfumul, toți așa să scot cumva de aici, că e mai greu. Dar da, n-am ce zice. N-am mai văzut un parfum așa prezentat, recunosc. Și am văzut multe la viața mea. Hai, Hipnotic Vanilla, că parcă îmi plăceai, de-aia te-am luat, nu? Sau m-ai convins tu, Raluca? Nu mai știu dacă m-a convins Raluca, că la unele mi-am convins ea. Miros de înghețată cu vanilie. Da, îmi place, nu, mi-a plăcut mie asta. Da, și Raluca, că e genul ei. Ăsta o să fie mamă. E gurmand, dragile mele. Pentru gurmandele mele, ăsta. You need this in your life. Hai să vedem ce scrie pe site și să intrăm în notele de pe site ca să nu mai pierdem timp. Hipnotic Vanilla. Nu cred că e după... Și eu mă gândeam la Dior, dar... A, nu, e după Jean-Paul Gaultier Divine. Numai că Divine nu miroase chiar așa. Asta miroase mai bine decât Divine. Pe mine Divine nu m-a impresionat absolut deloc.
Era bine, ok. Dar ăsta este înghețată, deci vă zic, e înghețată din aia cu vanilie simplă. Dar atât. Nu pe cornet, nu pe nimic. Pur și simplu înghețată în aer, așa, o bilă de înghețată de vanilie. Eu asta simt. Bine, mai simt și ceva dulceac pe acolo. Nu știu, ceva oricum lactonic mult și ceva floral și fructat în același timp și dulce. Hai să vedem. Bergamotă, pink peppercorn, milk, adică lapte, lily, frangipani, iasomie și iasomie sambac, bun, benzoină, musc și patchouli în bază. Da. Dar nu mă așteptam să fie divine. Nu știu ce mă duceam cu gândul, pentru că e hipnotic și de-aia la Dior. Dar n-are treabă cu Dior. Da, e după divine, dar v-am zis. În cazul ăsta îmi place mai mult decât divine. Și pot să zic că nici sticla nu e rea. Mă duce cu gândul un pic la sticlele de la YSL, acelea cu capac în formă de cristal din ăsta de... piatră semiprețioasă. Aoleu, ce-mi scapă. Da, știți la ce mă refer. Și da, ăsta e un, vrea să fie un jad ceva, dar nu e nimic. Dar sticla arată interesant. Și dacă o ții așa, chiar arată ca o înghețată. Nu știu, mie așa miroase. A înghețată cu vanilie. Pur și simplu, cea mai delicioasă. Un pic dulce, un pic florală, dar înghețată cu vanilie nonetheless. And not bad, not bad. Pentru că costă, ia să vedem, 250 de lei. Da, sincer, așa. Asta e 250 de lei, pentru că ziua de azi orice parfum de designer e 600 de lei. Cred că am ales să le pun pe toate într-o pungă și să dăm pungile astea așa. Hai că mai avem vreo 2 sau 3. Hai că ne încadrăm, nu? Și noi în puțin timp. Dar nu știu cum faci, Cristi, să le desfac. Bine, el și taie mult, da. French ai venit. Hai, să mă grăbesc. French Avenue, Royal Blend, Nero, mamă, ce cutioacă. Deci, vedeți, este... It's big, e mai mare decât capul meu. Și capul meu e mare, vă zic de acum. French Avenue, mamă, deci și voi vă întreceți să le vedeți din lună, nu? O vedem. Opa. Opa, tropa. Nu, ăsta miroase deja. Ia. Dar și carte de vizită. Așa arată sticla. Wow. Deci sticla e mișto. N-am ce zice la sticla asta. E mișto. Doar că dacă o făcea un pic mai micuță, mai finuță, mai așa, chiar ziceai că e de ceva de nișă, ca lumea. Da. Okay. French Avenue. Și asta. A, zice aici notele. Bun, Nero. Dar nu mă uit pe note. Hai să vedem. Pot să dau pe, nu știu, pe unde. Hai să dau aici. Da, acum am în cap numai în minte, în nas. În cap, în minte. Numai Hypnotic Vanilla, care mi-a s-a înghețată. Și acum. Elegant. Stil un pic arabesc, da. Și eu zic că e ceva Angel Share, poate. Interesant. Very strong. Elegant. Cred că m-am mai zis asta. Ceva nutty simt pe acolo. Ceva condimente din alea gen cuișoară, scorțișoară, poate. Fructe mai orientale, din alea, din curmale, cred, acolo. Totul pe o bază lemnoasă, dar încă nu pot să mă duc în bază. Hai să vedem notele scrise pe asta. Royal Blend Nero, bergamotă, apple, da, nutmeg, adică mere nucșoară, nu scorțișoară, dar mă rog. Dates înseamnă, cred că, curmale.
sau smochine, nu mai știu ce este. Șofran, scorțișoară, cașmeran, dry woods, lemn, da? Benzoină, vanilie, tonka bean, musk și lemn de achigala. Bun, foarte bun, Royal Nero, dar eu zic că e... Din câte... Mă știu că mi-au zis atunci oamenii de Dubai Collection, dar ce credeți că eu mai știu? E după... Angel Share. Eu așa zic, hai să vedem. Și avem Royal Nero, French Avenue, Royal Blend Nero, de fapt. 175, inspirat de Giza Sava. Nu știu ce parfum e ăsta, Giza Sava, dar v-am zis notele. Mie mi se pare că duce, că are mărul ăla și scorțișoară și, dar nu e atât de buzi, într-adevăr, dar e dulce. Mi se pare că duce, dacă ar fi să-l asemăn cu ceva ce știu, în ADN-ul sau în familia lui Angel Share. Dar există diferențe. Deci nu pot să îl încadrez ca o colonă perfectă, dar eu acolo m-am dus cu gândul și mi-o țimpa mea, ca să zic așa. Bun. Hai să mai vedem ce avem aici. Ce avem aici? Asta știu, clasic. Clasic știu. Sau chiar e după Angel Share, dacă nu mă înșel. Mi-a plăcut foarte mult și asta am zis. Deci ăsta clasicul, cred că cel Hypnotic Vanilla, Nero și ce mai era? Și primul care mi-a plăcut foarte mult, care nu știu unde e, și Oud Simple. Pe acestea clar l-am vrut, adică clasic a fost, da, ăsta cred că a fost, cred că primul sau al doilea pe care l-am vrut. Și așa arată cutia. Cutia e foarte mișto. La asta cutia arată superb. Chiar superb. N-am ce comenta. Și vă dați seama că este o clonă după ce este clona, că nu trebuie decât să vă uitați la sticlă, care nu vrea să iasă. Da, așa. Așa. Și aici are o oglindiță, așa. O vedeți în oglindă. Și avem așa. Așa arată sticla. De clasic. E de la Emir? Nu știu, nu-mi dau seama că scrie în altă. O să vedem oricum pe site. Dar acesta este clasic și vă dați seama, cred, după forma sticlei ce vrea să fie. Ok. Da, capacul ăsta din interior e cam... Da. Bine lipit, rău de tot că a ieșit imediat. Hai să vedem. Hai să vedem, mă dau mai sus un pic pe brand, că n-am ce face. Na. Trebuie să-l mai las un pic. Mamă, cum este. E acolo, în top 3, din câte am văzut clone. Cea mai bună clonă, totuși, ar fi cea de la Rogue, după mine, pentru Angel Share. Rogue, pe urmă, ar fi Fire Your Desire, de ce nu, dar Fire Your Desire cred că e pe locul 3 sau 4, a căzut pe locul 3 sau 4. Pentru că mai e Intoxicate, care e foarte bună, dar prima ar fi cea de la Rogue și aceasta ar fi undeva pe... Se bate cu locul 2, ar fi bună și aceasta, foarte bună și ține foarte bine, că știu că a ținut pe mine, îmi caut telefonul acum, nu știu pe unde. A ținut pe mine dintre toate, că m-am întors de la Dubai Collection, cred că acesta a ținut foarte mult. Deci pe acesta pot să vi spun că e ok ca persistență, acest clasic de la Ator al Alam. Deci de-aia nu știam eu și nu puteam să citesc pentru că scrie așa pe cutie în altă limbă. Ator al Alam. E unisex, da, și e Killian Angel Share, adică și trebuie să se arăți doar sticla asta și îți dai seama. E un Angel Share mai, mă rog, mai prost făcut la capac, trebuie să recunosc, și mai alungit. Dar e tot așa, sticlă din aia de servești, nu știu, coniac din ea. Hai să vedem cât costă, în primul rând, 139, not bad, cred că e mai ieftin decât Intoxicate, cred. Și se găsește, Intoxicate, nu știu dacă se mai găsește.
Și nici acela de la... Dar cred că vor aduce din nou, pentru că sunt, au fost mult prea de succes cele de la Rogue. Și vor mai aduce și vreau și eu acela după Killian Angel Share. Cu toate că am 13.000 de clone. E după Baccarat Rouge, cred că cel mai clonat parfum din colecția mea. L-am și pe originalul, dar am și clone la el destule. Și îmi mai trebuie o altă clonă? Like, aparent, da, mai trebuie, că mi-am luat. Avem așa, Oriental Accords, ce eu înseamnă asta, Dark Rum, Timur, Pepper, Piper, Vanilie, Tămâie, Iris, Mir, foarte interesant, Tonka Bean, Vanilla Blossom, Benzoină și chiar Tămâie. Acesta e un Angel Share mai tămâios, într-adevăr, ceva mai dark sau un Angel Share cum e în Dry Down, poate mai mult. Nu e chiar explozia aia de, nu știu, tartă, plăcintă cu mere, cum zic eu, plăcintă cu mere și coniac. Nu e chiar așa, e un Angel Share ceva mai, la care s-au mai dus notele de vârf, să zic așa, și mai adaugi peste ceva tămâie. Da, e foarte bun acest clasic. Și ce mai avem aici? Avem ultimul, hai că, mai avem puțin și terminăm. Ultimul, avem acest parfum care am zis că merge cu mine acasă, pentru că eu n-am mai găsit un parfum care să copieze atât de bine. Am zis că ăla e, adică sunt rar atât de șocată de cât de bine l-a copiat cineva. Am revenit cu Farfeca, pentru că acesta, fiind ultimul, am zis, trebuie să te fac să muncești. Așa. Erau trei și am zis că îl iau doar pe ăsta. Pentru că ăsta, v-am zis, mi-a amintit foarte bine de un parfum pe care l-am. Și de ce ai luat așa ceva? Pentru că n-am mai găsit unul care să miroase atât de asemănător cu acela. Și din acela mai am relativ puțin. Sweet Paradise se numește, de la French Avenue. Am aruncat cutia undeva așa. Așa arată. Sticla. E cel piersiciu. Mai e unul de culoarea fisticului, care miroase a fistic. Mai e unul mai galbior, așa. Ăla e mai mult cu vanilie, dacă nu mă știu. Și asta e mai mult cu ceva nati. Deci mie îmi plac astea cu ceva nuci prin ele. Nuci cu lapte. Ai, nu știu de ce îmi place combinația asta, dar mie mi se pare una de succes. Și încerc să mă dau undeva pe aici. Și e fix. Deci e fix parfumul pe care eu l-am deja, dar e mai mult de jumate consumat, cred. Toate că nu m-am atins de mult de el, dar acum am ajutat cu el. Doar că nu-mi permite vremea. Vremea asta e de ceva mult mai de vară. Azi sunt dată, by the way, cu lemon tart de la Calotinis. Deci nu prea se pupă. Dar hai să vedem. French Avenue. Sweet Paradise. Scrie Sweet P. Hai. Sweet Paradise. Bun. Acesta este și vă spun și cu cine seamănă. ADN original. Nu, aici o să pun să chiar să menționeze dacă poate pe site că e fix ăla. Adică. Ceva ca aici se văd eu aici. Hai să vedem. Dar eu simt acele nuci. Ambret. Ambret, mandarin, oris. Da, e foarte pudrat, piersică, bujor, trandafir, bobetonca, heliotrop și acord de barley. Barley înseamnă orz, cred, sau o cereală, oricum. Barley asta înseamnă, cred că e orz. Da, și acea cereală poate mă duce la nuttiness, la ceva nucos așa, dar în același timp lăptos așa, adică ai putea să te duci cumva cu gândul și la migdale, dar nu miroase a migdale acesta. Și acesta, adică Sweet Paradise de la French Avenue, seamănă după mine 100.000 cu, dacă ați mirosit, Je ne sais quoi de la Theo Cabanel, pe care eu l-am, v-am zis, l-am de la Nico, când era aici în România, mi l-a dat, consuma cam jumătate și eu am mai consumat el. Deci de asta l-am și luat, pentru că n-am mai găsit pe piață ceva atât de asemănător. Zici că e ăla, în altă sticlă. Zici că e Theo Cabanel Je ne sais quoi. Și dacă l-ați mirosit și pe acela, știți. Ceva foarte lăptos, foarte nati, nucat așa, nu știu
cum să explic mirosul acela, și cu semințe de ambretă, pudrat, ăsta este foarte pudrat și eu zic că e plăcut și primăvara și toamna. Nu știu dacă iarna, dar eu cred că, și iarna cu aspectul ăla nucat, cum zic eu, ar merge bine. Hai să încheiem acest clip, cam astea au fost toate parfumurile. Cutia asta, by far, m-a impresionat cel mai mult, de la Hypnotic Vanilla. Ce vă zic că merită? Hai să recapitulăm un pic așa rapid. Ăsta, dacă vă plac pudratele și v-am explicat cum sunt, Hypnotic Vanilla, pentru gurmandele mele, sigur o să vă placă înghețata asta cu vanile de aici. N-are cum să nu vă placă. Cine care vor încă o clonă de Angel Share, dar cu tămâie, foarte interesantă și nu atât pe partea de prăjintă cu mere, dar se simt și alea. Avem Classic de la... Am uitat brand-ul, o să vi-l afișez aici jos, pentru că eu nu sunt cu numele astea lungi și nu. Classic, dacă îl căutați Classic pe Dubai Collection, sigur îl găsiți. Ce mai merită? Nero, care după mine tot inspirat din Angel Share sau un alt Killian, poate. Da, poate și un alt Killian și nu m-am gândit eu. Dar pe site scrie alt parfum pe care eu nu-l cunosc. Royal Blend Nero, din nou, merită. Arabiat Prestige Nael Oud, dacă sunteți fani YSL Tuxedo și vreți ceva super, super piperat, ăsta e pentru voi, la un preț ok. Dacă vreți ceva de date, fresh and clean, dar și dulce în același timp, Scudo Electric după YSL, la noi de luăm Blue Electric, sper să persiste mai mult decât originalul, care e penibil. Și acesta chiar îl recomand, Oud Simple, pentru cei care nu știu, doriți altceva, ceva mai cozy, mai dark un pic, mai super lemnos, dar în același timp și buzi și, nu știu, mă duce cu gândul la Jazz Club un pic acesta, dar sper să persiste mai mult. Oud Simple de la Otori, cred că se numește, așa arată sticla. Bun, v-am făcut și rezumatul, sper că v-a plăcut. Aveți încă o dată codul meu dacă doriți să, nu știu, să aruncați unul pe Dubai Collection și oricum doreați ceva sau ceva. Folosiți 10% reducere, nu strică nimănui. Dacă nu pe al meu, folosiți că aveți la YouTuberi care au codul. Cine vă place, cine... Nu mai contează, nu mai contează, sincer. Dacă vreți o reducere acolo, luați de la oricine cu codul ăsta de 10% reducere. La mine e la 10, cred, sper. Oricum, vi l-am afișat aici. Sper că v-a plăcut și ne întoarcem. Urmează încă un clip. Când o voi filma, nu știu, pentru că mai trebuie să cumpăr parfumuri. Că na. Cu holul de parfumuri alese de mine, parfumuri care nu sunt de la Dubai Collection, parfumuri care sunt fie de nișă, fie de designer, o să vedeți. Am deja câteva, dar poate mai reușesc să iau unul și de asta aștept. Și cum îl am și pe acela, facem un haul, că nu am mai făcut de mult cel un haul, așa, drăguț. Și o să vină și un empties pe care l-am filmat acum 100.000 de ani și trebuie să-l pun și pe acela, că e fun. Pentru mine e fun și un empties să-l mai strecor așa din când în când. Bine, v-am lăsat, v-am pupat, ciao, ciao!